Vaccinăm pe bandă rulantă, dar specialiștii spun că virusul este departe de a fi bătut. Europa trăiește în era pandemiilor, avertizează șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. În țară, medicul Virgil Musta are estimări sumbre, redeschiderea școlilor și lipsa de responsabilitate ar putea favoriza răspândirea valului 3 în preajma Paștelui. Confirmă expertul în politici de sănătate Vlad Mixiș, care spune că ne așteaptă o primăvară chiar mai periculoasă decât cea din 2020. Supărat și pesimist este și primarul Timișoarei, Dominic Fritz. S-a plâns din nou în direct la Alev News că testează mult, în vreme ce restul țării testează prea puțin și fentează scenariul roșu. În Timișoara, rata de infectare se apropie de 7 la 1000 de locuitori, iar în tot județul depășește 5 la 1000 de locuitori. Eu sunt ferm convins că situația reală în județul Timiș nu diferă de situația reală în alte locuri în țară, doar că noi știm care este situația reală pentru că facem testarea așa cum trebuie. Noi în județul Timiș, tocmai pentru că testăm cum trebuie, instituim niște măsuri restrictive, în timp ce în jurul nostru situația este subestimată, tocmai pentru că nu se testează. În acest moment pierdem, de fapt, susținerea populației pentru aceste măsuri mai restrictive. Discutăm subiectul acesta fierbinte și la Cluj, și la Timișoara, și la Brașov cu Raed Arafat, șeful Departamentului Situațiilor de Urgență. Bună seara, domnule Ara. Bună seara. Ce să înțelegem din ce spune Dominic Fritz, care de vreo două săptămâni are această supărare că Timișoara este orașul care testează mai mult ca ceilalți și că nu există această ponderare între a rezultatelor testelor cu numărul de teste făcute, o versiune susținută și de Emil Boc și de Alan Coliban. Deci aici trebuie să ne gândim liniștit și balansat. Adică sunt mai mulți factori și mai mulți indicatori care ne arată ce se întâmplă într-o zonă. Nu numai numărul cazurilor și atât. Este numărul cazurilor în spitale, numărul cazurilor în terapie intensivă, câte cazuri ajung acolo. Așa că dacă o zonă, să zicem, testează mai puțin, dar are în realitate mai multe cazuri, acest lucru se reflectă în terapie intensivă, nu rămâne ascuns. Dacă vedem în zona Timiș, de exemplu, că locurile de terapie intensivă devin mai rare și se umple terapie intensivă, se umple zona de cazuri intermediare și nu numai la Timiș, avem și alte zone în jur care se pare că au presiune pe terapie intensivă, înseamnă că acolo este o problemă. Deci, la acest moment, noi analizăm situația, nu sunt luate decizii la acest moment de a carantina un oraș sau altul. Am carantinat mai multe localități mici la propunerea direcțiilor de direcție sanitară. Și ce vreau să se înțeleagă, că decizia de a carantina o localitate nu se ia numai pe baza incidenței. Există un punctaj care îl dă Institutul Național de Sănătate Publică, un punctaj care stabilește mai mulți parametri și care analizează mai mulți parametri decât doar incidența. Dacă punctajul depășește o cifră anume, atunci, da, localitatea ar trebui să fie carantinată pe 14 zile cel puțin. Dacă punctajul este sub punctajul care necesită acest lucru, atunci trebuie luate anumite măsuri fără să fie carantinată localitatea. Deci nu mergem numai pe incidență și pe numărul cazurilor, și există mai mulți parametri care intră în discuție aici. Deci, la acest moment, sunt mai multe localități mici. Singurul oraș care este carantinat este Nădlac, care este carantinat de ceva timp. L-am și prelungit carantina, de fapt, pentru că încă n-a scăzut destul cifra acolo. Iar există posibilitatea că în unele zone evoluția să fie mai rapidă decât în altele. Deci nu este o evoluție egală peste tot. N-a fost nici acum un an, nici pe perioada anului trecut, evoluția egală peste tot. Am văzut cum a explodat la Suceava la un moment, după care am văzut Argeșul cum a explodat situația și după care a scăzut. Am văzut alte zone cum acolo a crescut numărul și după care a scăzut. Deci nu vezi o creștere identică în toată țara și după care o scădere identică în toată țara și merge pe zone din vari motive. Orașele mai active, cum e Timișoara, cum e Cluj, unde sunt studenți, unde este mișcarea mai mult, unde sunt orașe foarte active economic, este posibil să aibă o creștere mai rapidă decât un oraș mai puțin activ economic și unde mobilitatea și contactele sunt mai puține. Deci trebuie să ne uităm la toate aceste aspecte, fără să venim
în contradictoriu cu cineva sau cu o persoană sau cu alta, cam asta este situația în general la care trebuie să ne uităm la ea când luăm decizii. Dar numărul este cel pe care noi îl vedem în presă, numărul cazuri, noilor cazuri de infectare. Și acela spune în cazul orașului Timișoara peste 7 la 1000 de locuitori în ultimele două săptămâni. Primarul și Clujul Fritz testează mult, și însă Clujul nu este. Primarul peste Fritz, 7, este mai puțin. Către asta duce discuția. Dom'le, noi testăm mai mult decât restul țării. Poate că testează mai mult, inclusiv pentru că se prezintă mai mulți la testare, pentru că au simptome și au probleme. Și asta trebuie să fie pus. Posibil, dar ei spun, noi suntem cinstiți, ne testăm mai mult decât restul țării. Aici, într-adevăr, pare așa un soi de separatism pe care l-a deschis Emil Boc, să știți, Dominic Fritz a fost... Nu vreau să intru în discuții ce zice fiecare persoană, contradictoriu cu nimeni, vreau să intru doar pe partea medicală. Ce v-am zis? Este posibil că testarea mai multă să însemne că sunt mai mulți cu simptome care ajung și solicită testare. E posibil să fie și așa. Este posibil să existe și o activitate de testare mai mult care depistează mai mulți, dar totuși nu asta este unicul parametru care se ia de către cei de la sănătate publică. Sunt mai mulți parametri care se iau și dintre acești parametri există parametrul presiunii asupra sectorului sanitar, creșterea într-o anumită perioadă de timp, cât de rapidă este, cât sunt locuri libere în spitale sau dacă s-au ocupat locurile libere altele decât terapie intensivă, capacitatea de ventilație și de a menține bolnavii care sunt într-o stare intermediară, să zicem. Deci sunt mai mulți factori care sunt pus de INSP când se calculează acest. Există un scenariu, acela foarte dur, agresiv, dramatic, contondent, spuneți-i cum vreți, în care undeva la jumătatea lunii martie este scenariu. Încă o dată, am putea ajunge la 9.000 de cazuri pe zi. Referindu-se la acest scenariu, premierul Câțu a spus să, domne, niciodată cifrele anunțate, estimate, nu au fost atinse în viața reală de evoluția pandemică. Părea să se bazeze pe informații pe care noi nu le cunoaștem. Era foarte sigur că, practic, valul 3 va trece de România. În egală măsură, deci, există și această... Încă o dată, nu vreau să comentez ce au comentat alți colegi, ce a comentat premierul. Nu știu contextul de comentariu, nu știu întrebarea. Eu ce pot să vă spun este că, clar, cifra care o avem nu reprezintă totalul cazurilor reale din țară. Asta este un lucru evident, foarte clar, pentru că unii nu se testează, alții se testează cu testele rapide antigen și țin treabă secret pentru ei și nu spun la nimeni. Aceste fapte le cunoaștem și le-am zis de mai multe ori. Asta este cunoscut. Încă o dată, repet, parametrii care le luăm în considerare nu sunt doar incidențele, nu sunt doar cifrele. Asta este un parametru. Parametrii includ locurile de ATI, presiunea pe localitate respectivă, capacitatea zonei respective de a face față la situația de urgență. Dar când vezi că este o creștere vertiginoasă undeva, clar că trebuie luate poate unele măsuri locale, zonale. Am evitat măsurile naționale, am evitat măsurile pe scara largă, dar măsuri zonale sau locale s-au luat. Și s-au luat pentru că erau necesare. Și am văzut când era problema la Sibiu, la Alba și în alte orașe care l-am carantinat, pe unele chiar 21 de zile, impactul a fost bun în sensul în care cele 21 de zile a scăzut numărul cazurilor. Deci a avut un impact această măsură. N-a fost o măsură exagerată. În același timp, nu luăm această măsură numai că ne place sau oricând ne taie capul, hai să carantinăm. Există analize și trece prin 3 etape. Etapa DSP-ului, etapa INSP-ului, etapa Comitetului Județean pentru situații de urgență, până se semnează în final ordinul carantinării unei localități. Presa europeană vorbește despre Europa Centrală ca fiind locul de naștere al celui de-al treilea val COVID, dată fiind situația din Cehia în special, și în Slovacia lucrurile sunt tulburi. Putem vorbi despre acest al treilea val și despre apropierea lui foarte geografică, să spunem așa, de România? Fără discuție sunt semne de creștere. La un moment, semnele de creștere ne-au arătat că e o creștere mai mult doar la cazurile care sunt mai tineri, cazuri, adică de oameni tineri comparativ cu persoanele în vârstă.
astăzi o altă analiză ne arată că totuși creșterea este cam uniformă, inclusiv la persoanele care sunt în vârstă. Noi mergem și mai bine decât alții că număr de vaccinați, dar nu e încă suficient. Încă mai e nevoie să vaccinăm mulți până vaccinarea are un impact pe stoparea sau încetinirea răspândirii virusului. Va dura treaba asta încă. Așa că să spunem că intrăm în valul 3, da, este foarte posibil acest lucru și trebuie să avem grijă. Din cauza asta insistăm că măsurile cu purtarea măștii, evitarea aglomerației, evitarea festivităților gen chefuri, mese festive, știm că unii încearcă să le organizeze inclusiv într-un mod contrar regulamentelor și s-au dat multe amenzi de către poliția în ultima perioadă. Mi se pare că au depășit 1.000.000 de lei de amenzi numai weekendul ăsta care a trecut, dacă nu greșesc. Deci asta înseamnă că avem oameni care se consideră că situația a trecut deja și că pot să facă orice, ce nu este adevărat. Responsabilitatea noastră în general este să continuăm să respectăm măsurile de distanțare, de purtare a măștii, toate măsurile care le-am aplicat individual până acum și colectiv, să ne vaccinăm și să sperăm că vom trece ușor printr-o creștere controlabilă a virusului. Dacă nu, creșterea poate să fie una foarte mare și foarte rapidă și care să creeze niște probleme foarte serioase și care să coste multe vieți dacă nu respectăm regulile în general, pentru că un val nou înseamnă și vieți pierdute, pentru că mai avem multe persoane vulnerabile nevaccinate încă. Vreau să schimbăm puțin registrul, vreau să vă întrebăm cum stăm cu verificările după cele două tragedii de la Piatra Neamț și de la Balș. Vor fi mai mulți pompieri la spitalele din România? Ați vorbit cu ministrul Vlad Voiculescu să schimbați puțin structura asta pe partea tehnică? Deci regulile sunt clare că în spitale trebuie să fie de serviciu persoane care răspund de partea de prevenire și eventuală evacuare și prima intervenție cu stingătoare, cu hidranți, până sosesc pompierii acolo. Asta este peste tot în lume. Persoanele respective, rolul lor, în primul rând, este preventiv. Trebuie să asigure prevenirea în spital. Aceste persoane trebuie să viziteze fiecare încăpere, să verifice prizele, să verifice totul, să verifice dacă s-au făcut improvizații, să urmărească sistemele de alarmă de la spital, care sunt obligatorii în ziua noastră. Dar aceste persoane pot fi angajate al spitalului, proprii al spitalului sau contractate cu o firmă care asigură acest lucru. Numai că asta nu înseamnă că venim o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni, facem o vizită și plecăm. Deci trebuie să existe, din punctul nostru de vedere, o persoană sau un grup de persoane, depinde cât de mare este unitatea sanitară, una, două, trei pe tură, care asigură acest control preventiv și care răspund în caz de incendiu, de organizarea evacuării cu personalul spitalului până la momentul în care ajung pompierii. Asta este ce vă spun, eu l-am văzut în județul Mureș, la Spitalul Județean de Urgență Mureș și când eram rezident acolo, am văzut acest lucru funcționând. Nu este o noutate. Deci va trebui acest lucru să fie respectat și noi am ridicat această problemă, iar cu Ministerul Sănătății avem un grup care lucrează cu colegii de acolo, de la IGSU, pentru a stabili toate aceste aspecte și toate aceste reguli. E în regulă. Mulțumim mult pentru prezența în această seară, domnule Arafat. Multe de reparat în țara asta. Foarte, foarte mult. Sistemul de sănătate, practic, a ajuns la un punct final. Povestea asta moștenită din comunism, practic, cere măcar, dincolo de reformă, clădiri noi. Și de aceea spitalele regionale sunt, cum să spun, ceva necesar de 10-15 ani, dar în momentul ăsta, practic, sistemul face implozie. Practic, nu știm niciodată dacă sistemul sanitar din România a funcționat cu adevărat, pentru că n-a fost încercat așa cum a fost acum. Evident n-a funcționat. Uite de la starea de sănătate a oamenilor.